CSC Dumbrăvița s-a reunit în vederea pregătirii noului sezon competițional. Gruparea antrenată de Cosmin Stan are nume noi în lotul de jucători. Astfel, la capitolul sosiri, vorbim despre mai mulți jucători care au semnat contracte cu echipa timișeană. Aceștia sunt portarul Adelin Iliescu, Șoimi Lipova, fundașii Alin Burdeț, CSM Olimpia Satu Mare, Claudiu Aprofece, CIC Sereda și Ioan Vastuian, CSC Ghiroda. Mijlocașii Luca Bodri, Progresul Pecica și Erica Dan, Politehnica Timișoara, alături de atacanții Nicu Modan, CSM Deva și Cristian Păduraru, Phoenix Buziaș. Tindem la mai mult și la mai bine, clar, pentru că avem deja 2 ani de experiență în Liga a doua și e clar că, da, cred că suntem și la nivel de experiență, cred că am crescut, cred că suntem și o echipă care arată respect în rândul celorlalte adversare și de aia cred că vom fi mai buni. De asta rămâne de văzut. În ceea ce privește lotul de jucători, antrenorul Cosmin Stan a menționat că este unul care îi permite să tindă la mai mult. Prima săptămână vom face antrenamente la noi aici, la Dumbrăvița, cu excepția zilei de miercuri când jucăm mecea mică la Arad, cu UTA-17, după masa pe stadionul Motorul. Dimineața în aceea zi avem programată vizita medicală și vineri dimineața vom pleca în cantonament la Sfânta Maria Orlea, unde vom sta cantonați până sâmbătă, în 13 iulie, când ieșim din cantonament cu un joc la Alba Iulia. Acolo vom avea și cel mai solid meci amical sau cu cel mai solid adversar, e vorba de echipa de prima ligă din Craiova. Din păcate a căzut meciul de miercuri cu Schellenberg, pentru că ei au schimbat antrenorul și au schimbat programul și pleacă în cantonament în străinătate în perioada aia și a căzut meciul cu Schellenberg din cantonament. De asemenea, Stan a menționat că trecerea la 22 de echipe în Liga a doua este una benefică.